Salutare tuturor! În acest video o să prezentăm rezolvarea exercițiului 3, cel cu tabla de șac, realizată cu ajutorul GCSS. Iar pentru aceasta, structura HTML a rămas neschimbată. Este identică cu cea care era pe GitHub și pe care ați primit-o. Rezultatul arată cam așa. Stilul este pur orientativ. Avem două linii, sus și jos, cu indexarea literală a coloanelor și pur și simplu tabla de șac. Iar pentru aceasta avem o rezolvare puțin mai complexă. Aceasta se află în fișierul style CSS. Iar pe lângă cele două declarații deja făcute, am pus clasele de care avem nevoie. Și o să începem cu clasa wrapper, în care o avem declarată ca și un grid container. Un grid gap de 0, deoarece nu am vrut spațiu între coloane și între linii. Nu avea sens, trebuia să fie ceva unitor. Borderul este cel de aici, cel care înconjoară efectiv tablul de șac. Este doar ca să arate mai bine, se pare că nu știu, este pe o masă sau ceva. Width-ul și marginile, width-ul a fost pentru a îi putea da o formă mai mare, să fie mai vizibil în pagină, iar marginile sunt la fel pur orientative. Le-am pus fix ca în body să fie centrat pe centru și vertical și orizontal, dar fără să declanăm body-ul ca și flex sau grid. Ceea ce este cel mai important din această clasă sunt proprietățile de grid, unde avem proprietatea de grid template columns, în care am declarat cele 8 coloane pentru tabla de șac, și grid template rows, unde o să vedeți că avem 3 valori. Avem 40 de pixeli, repeat-ul cu 8 linii și încă 40 de pixeli. Am făcut treaba asta deoarece avem cele două linii sus și jos, și pentru a le da și lor spațiu. Iar repeat-ul este efectiv liniile din tabla de șah. Grid autoflow este o proprietate ce specifică algoritmului de grid cum să afișeze elementele din container, deoarece avem declarate și row-uri și coloane, iar noi am vrut ca lucrurile să fie așezate sub formă de linie în tabla de șah. Următoarea clasă, Wrapper Inner, este clasa în care avem zona aceea de indexare cu litere a coloanelor. Este un display grid fără spațiu. Având 8 litere, am declarat automat un template columns cu un repeat. Template rows și grid autoflow nu erau obligatoriu în acest caz. Le-am pus doar pentru demonstrație. Iar line item stretch este pentru a nu lăsa spațiu între elemente, ci a le aduce unele lângă altele, de a se așeza fix pe fiecare coloană. Box inner este pentru a alinia textul, litera specifică în fiecare container la centru și vertical și orizontal, așa cum este și aici. Practic fiecare literă este într-un mic container deasupra coloanelor. Clasele top și bottom, cu virgulă aici pentru a declara pentru ambele în același timp, pentru că aveau niște reguli similare și nu avea rost să scriem pentru fiecare în parte. Clasele acestea sunt cele care dețin zona de wrapper inner și cu elementele tip literă. Sunt declarate ca un container grid, light items stretch și un background color pentru a fi diferențiate de tabla de șah. În continuare, pentru top și pentru bottom, fiind efectiv liniile de sus și de jos, acesta este top și acesta este bottom, am specificat exact de la ce coloane încep și la ce coloane se termină și exact pe care dintre liniile din grid încep și se termină. Practic, noi aici având un grid care, să zicem, este format dintr-un total de... să zicem 19 linii, deși nu sunt 19. Am specificat că elementele pe grid încep de la prima poziție, de la prima coloană, se termină pe a noua coloană. După aceea, row startul 1-1 înseamnă că se află pe prima linie din tot acest container. Row start și row end, aici este o mică eroare, dar ideea este aceeași, ideea este că noi voiam să așezăm fix pe ultima linie. La fel nu era obligatoriu, deoarece noi aici
Am declarat spațiul respectiv pentru fiecare zonă, pentru fiecare element. Dar este la fel o demonstrație că putem specifica și exact anumite containere de unde încep și unde se termină. Față de Flex, gridul ne oferă un mai mare control a cum se așează lucrurile și cât spațiu ocupă și este și mai specific, mai intrinsec așa, adică putem specifica niște valori foarte exacte pentru cum vrem să se așeze lucrurile. Clasa box este fiecare pătrățel din această tablă de șah. Ce am vrut a fost să lăsăm niște spații de 20 de pixel pentru a crea forma asta de pătrat. Font size-ul nu este neapărat relevant. Culoarea de bază pentru toate boxurile pe care avem, toate pătrățelele, este acest crem. Culoarea nu este relevantă și nici textline-ul. Dar, după cum vedeți aici, avem și niște pătrățele care sunt de un maroniu închis, care practic creează forma aceea de tablă de șah, color code-ul acela. Aici devine partea interesantă, este o declarație aici puțin mai dubioasă, o să vi se pară. Ideea este că ce facem? Prin această declarație pe care folosim pseudoclasa AntChild, este pentru a targeta întotdeauna fiecare element după o pătrățică crem. Adică dacă am fi spus simplu AntChild Even sau AntChild Odd, el nu ar fi știut să-și calculeze exact. Practic am fi avut doar o coloană crem, o coloană maronie, o culoare crem, o coloană maronie și tot așa. Noi am vrut oarecum să fie culoarea alternativă de la pătrățică la pătrățică. Iar acest lucru s-a întâmplat folosind aceste calcule în care după fiecare pătrățică, pe fiecare linie, după o pătrățică crem să fie una maronie. Iar asta a fost declarat aici. Cam acesta ar fi rezolvarea pentru tabla de șah. O să găsiți rezolvarea aceasta și pe GitHub și o puteți studia mai departe acolo. Cam atât.